ziua. Într-adevăr, astăzi este reunirea după o pauză cam lungă. Vom avea 7 săptămâni pentru a pregăti aceste tur de campionat. Important este ca după aceste 7 săptămâni băieții să fie sănătoși, să nu avem probleme medicale. Am transferat un jucător în această iarnă până în acest moment pe căpățână de la Alexandria. Este un jucător pe care eu l-am urmărit și mi l-am dorit foarte mult. Vom face toată pregătirea la Pitești. Vom face și un cantonament de 2 săptămâni în care vom sta la Iața, la hotelul unde stăm și în cantonament în timpul campionatului. Pentru că am optat pentru acest lucru, că am ținut cont că aici avem condițiile necesare pentru a ne antrena. Avem terenul acela sintetic care este foarte bun. Avem sala de forță, avem terenul care vom face jocurile amicale la Bradu și ăsta este motivul pentru care am optat să rămânem la Pitești. Din punct de vedere al lotului, se mai pune problema pe unii transferi? Da, eu mai îmi doresc un jucător, dar sunt în discuții, am fost în discuții cu mai mulți jucători pe această poziție. Sper să reușesc să-l aduc. Dacă nu voi reuși, lotul va rămâne acesta, pentru că și în vară am încercat să aduc pe poziția aceasta un jucător, dar nu vreau să aduc orice jucător. Vreau să aduc un jucător care să facă concurență celorlalți care sunt pe acea poziție. Din ce deducem, înțelegem că sunteți destul de mulțumit de actuala componență a lotului, de fiecare jucător în parte și că în momentul de față considerați că această structură vă permite să atacați fără probleme promovare. Da, este normal să fim mulțumit atât timp cât suntem pe primul loc și avem un avans de 13 puncte față de locul 2. Băieții au avut evoluții foarte bune în turul de campionat. Acest lucru se vede în clasament și eu am încredere în continuare în acești jucători. La capitolul plecări? Da, a plecat Dinculescu, jucătorul pe care eu l-am adus în vară de la UTA. Am avut o discuție cu tatălui și în care i-am spus că ar fi mai bine pentru el să meargă undeva să joace mai mult. Tatălui a înțeles, ne-am despărțit civilizat și el s-a întors la UTA. Sper ca el să reușească să joace cât mai mult și să ajungă un jucător de valoare. Programul de amicare am văzut că l-a stabilit în mare. Da, în mare avem programul stabilit. Toate meciurile vom juca la Pitești. Eu am încercat să găsesc adversari cât mai bun, dar nu prea am reușit, în afară de Chindia, care este o echipă de Chindia Târgoviște, este o echipă de Liga a doua. Jucăm și cu Sibiu, echipa de pe primul loc din Liga a treia. Consider că sunt jocuri bune cu adversari puternici. Mi-am dorit foarte mult adversari mult mai puternici, dar nu am reușit. Sper că mai avem o dată liberă înainte cu săptămâna de începe campionatul pe 24 februarie, în care să reușim să găsim un adversar mai puternic. Mizăm pe faptul că poate se va prelungi începerea diviziei B și poate în acel weekend vom reuși să luăm un meci cu echipa de divizia B. Există aceeași probabilitate și la Liga a treia, dacă se prelungește Liga a doua. Da, noi începem la o săptămână. Noi începem la o săptămână și poate într-o săptămână să mai schimbă timpul, dar vom vedea ce va fi până atunci. Nicu, se vorbește că de la sezonul următor de Liga a doua vor fi invitate echipe care au un buget stabil direct în Liga a doua. Nu aș vrea să vorbesc despre acest lucru acum, că noi am fost într-o situație în vara trecută, anului trecut, în care ne-am dorit să ajungem în Liga a doua și pe noi nu ne-au acceptat. Chiar dacă terminasem și pe locul 2, la egalitate de puncte cu Afumați, se știa că erau echipe care nu se vor înscrie la Liga a doua din cele care au rămas și tot nu au fost acceptați. Nu știu, vom vedea ce va fi. Important este ca noi să promovăm pe plan sportiv în Liga a doua și celelalte lucruri nu mă interesează, nu sunt treburile mele. Ok? Vis-a-vis de Steaua, e întreagă nebunie acum cu Steaua. Da, într-adevăr, nu este bine ceea ce se întâmplă. Este păcat că un brand ca Steaua va dispărea pentru nu știu în cât timp. Că
Cei de la Armată deocamdată doresc ca din vară să-și facă o echipă în Liga 4, Liga 5 și să se numească Steaua. Dar când îi vor ajunge să ajungă să joace în Champions League, Europa League, vom vedea acest lucru, pentru că nu este ușor să ajungi să joci în Champions League, să câștigi campionatele, să investești foarte mulți bani, o să ai o strategie foarte bună. Eu nu-mi doresc să existe Steaua în continuare, pentru că eu am jucat la această echipă, când eram copil mi-am dorit foarte mult să ajung să joc la Steaua și acum îmi pare rău de ceea ce se întâmplă. Eu sper că să rămână în continuare Steaua, să rămână la domnul Becali, cum a fost până acum în ultimii 13-14 ani de când a luat acel club. Dar vom vedea ce se va întâmpla. Crezi că se mai poate sta la masa negocierilor? Eu tot speram la treaba asta, că la un moment dat se vor înțelege, dar se pare că acum este foarte târziu. Pentru că lucrurile au înaintat foarte mult și este foarte greu să mai înțeleagă în acest moment. E normal să fie atâtea puncte de vedere, pentru că până la urmă ne uităm la ce se întâmplă și cu alte echipe. Și dacă se întâmplă același lucru, înseamnă că mai sunt și alte interese care sunt la locul lor. Da, nu știu, nu sunt eu cel care să spun lucrurile astea, pentru că nu știu ceea ce s-a întâmplat acolo și lucrurile din spate, cum s-a spune, nu știu ce s-a întâmplat și nu pot să comentez. Dar nu ar trebui să învățăm din greșeli, pentru că ăsta e unul din motivele pentru care fotbalul nu e în deplin. Au dispărut foarte multe echipe de tradiție, vorbind de pe cea, deci Craiova, Rapid și altele. Asta ar trebui să învețe oamenii care se ocupă de aceste lucruri, juriștii, avocații care sunt angajați de către cluburi să știe legea și să facă contactele cum trebuie. Că aceste echipe să nu dispară. Au dispărut foarte multe echipe de tradiție din fotbal românesc și sperăm ca de acum încolo să nu mai dispară și altele. Mi s-a părut o echipă foarte bună, o echipă foarte profesionistă din toate punctele de vedere. Mă așteptam la asta și mă bucur că am ajuns aici. Ce-ți dorești pentru anul acesta? Îmi doresc să promovăm cu succes și să terminăm campionatul sănătoși toți și apoi să vedem ce va urma. Bună ziua și la mulți ani! Pentru că nu ne-am văzut pe anul acesta în cadrul echipei de fotbal. Iată, s-a reunit lotul astăzi, 16 ianuarie. Începe o perioadă de acomodare cu condițiile meteo și sperăm încet, încet să ne intrăm în forma competițională pentru ca în data de 4 martie să fim în formă maximă de joc. Așteptările noastre sunt, așa cum am spus și la începutul campionatului, mari. Așteptăm și mai mult ca sigur anul acesta ni se va îndeplini în vis și anume să promovăm în Liga a doua fotbalistică. Momentan ne aflăm la 13 puncte diferență de următoarea clasată. Sperăm că această diferență să se mărească odată cu începerea campionatului. Doar ne dorim sănătate și jucătorii să fie apți 100% pentru a da tot ce e mai bun. Așa cum a spus și domnul Duinea, alături de mine l-am pe capitanul echipei, Cotigă. Te rog frumos, spune și tu câteva cuvinte. Da, ce să vă zic, în primul rând, bună ziua și bine v-am regăsit. Ne-am întors după o vacanță lungă, zic eu. Așteptam cu nerăbdare să ne revedem și să începem munca, să începem să ne pregătim pentru returul acestui campionat. E o perioadă delicată pentru voi, veniți după vacanță, condițiile sunt cum sunt și... Da, e o perioadă mai grea pentru noi, pentru... Venim după vacanță, dar asta e viața noastră, a fotbalistului și nu numai. În perioada asta trebuie să ne încărcăm bateriile pentru returul campionatului și o să trecem cu bine peste ea, să sperăm să fim sănătoși, să ieșim cu bine toți din această perioadă și să putem să începem 100% întreg lotul returul campionatului. Echipa e într-o situație clar favorabilă față de mulți ani și nu vă rămâne decât să confirmați ceea ce ați jucat în prima parte a campionatului. Da, suntem într-o situație bună, dar asta e datorită nouă, jucătorilor, a conducerii, a întreg staff-ului, pentru că am muncit bine și lucrurile bune se văd. O să muncim în continuare la fel de bine și la sfârșit să ne bucurăm împreună de mult dorita promovare.